Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vorbim de condusul în stare de ebrietate. Șofatul în stare de ebrietate. Conduce asta, cum să spun, creativitatea matrafoxatului prins băut la volan poate fi surprinzătoare. Mai țineți minte, am vorbit la Europa FM despre cazul șoferului care conducea matol, tras pe dreapta de poliție și ce s-a gândit el până a venit poliția, a schimbat cu ala de dreapta. I-a zis, treci tu la volan, treci tu la volan. Ăla fi și el beat, dar n-a avut nici carnet. Da. Da. Adică... A fost foarte bună treaba. Da. Acum avem un caz în Suceava, în Sadova, din județul Suceava. Poliția a tras pe dreapta o mașină pentru un control. Imediat ce a oprit autoturismul, șoferul s-a mutat în dreapta. El fiind singur în mașină. Nu cred. Da. Exact. Și au venit polițiștii. Mașina era pe dreapta. Ce, mă? Le-a zis că nu e o șofa. Unde e șoferul? Nu știu, nu are nicio treabă. Actele, nu, n-am putut. A zis că el era doar pasager. Dar unde e șoferul? Nu, și până la urmă, știți ce mașină ai parcat? Eu doar stau aici. În mașină, evident că n-a ținut. L-au luat, a refuzat să sufle în fiolă. Zice, eu nu suflu în fiolă. L-au dus la spital, i-au luat probe. Dar nu știu cum se procedează în situația asta. Că știi că dacă ești, e parcată mașina, da, cumva, nu au ce să-ți facă, adică... Stai puțin, Luca, tehnic n-au cum să te controleze decât dacă treci pe dreapta. Deci asta nu ține. Polițiștii sunt organe de constatare. Și, practic, dacă ce spun ei se consideră probă. Adică... Dar tare e dacă ei spun că l-am văzut pe ăla conducând, să ieși doi, și l-am tras pe dreapta, era singur, s-a mutat în dreapta, da, atunci da, da, este o probă în instanță. Dar vrea să te controleze poliția în mers? Adică, serios, îți face să te oprească și mergi mai încet și el pe lângă mașină. Da, ăștia sunt ceva uluitor. V-am povestit de amicul polițist care are tot soiul de întâmplări cu astfel de cetățeni. Așa. Și la un moment dat au urmărit, au văzut că era nu știu ce accident pe autostradă, el polițist de autostradă. Și au tras pe dreapta să vadă, mașina era trasă pe banda de urgență, bușită, o bușise ceva și s-au oprit să vadă despre ce este vorba. Și s-au învârtit în jurul ei și l-au găsit pe șofer. Șoferul era pitit după roata din dreapta spate. Poate nu-l vede. Dar stătea ghibuit așa. Autostradă! Și ăsta l-a văzut. Ce faci, mai? Și ăla era beat mort. Lovise mașina. Și ce se gândise? Hai că a venit mașina de poliție, eu mă ascund, mă învârt în jurul mașinii, nu să prind, nu mă găsesc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.